cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, am intrat în atmosferă de Crăciun, după cum puteți vedea, măcar așa, la nivel de ornamente, dar eu sper să intrăm încet, încet în o atmosferă de sărbătoare. Încercăm și la emisiune, să, ca în perioada asta, să lăsăm deoparte mizerile de zi cu zi, să lăsăm deoparte poarta la care stăm ca viței, adică Schengen-ul, și să vorbim de lucruri mai frumoase. Astăzi, nu numai că avem ornament pe masă, dar am spus de ieri, vom da și niște, să le spunem, bilete de acces, carduri în satul lui Moș Crăciun, tocmai pentru a intra în această atmosferă, și stăm de vorbă, cum am anunțat deja, cu primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitația de a participa la o emisiune așa, într-un cadru mai de sărbători. Mai de sărbători și mai liniștit aș vrea să fie, nu știu în ce măsură vom reuși, dar eu sper să reușim. Doamne ajută și eu sper să reușim. Avem cinci invitații pentru un adult și un copil în satul lui Moș Crăciun. Vom selecta din intervențiile care vor fi pe chat-ul emisiunii ce primesc eu în WhatsApp, cinci dintre participanți care ridică problemele cele mai interesante. Aș prefera să fie în spiritul sărbătorilor, dar dacă nu, ne descurcăm noi și cu celelalte. Domnul primar, în primul rând, bine ați revenit, ați fost plecat un pic câteva zile. Da, am fost plecat pentru două zile de evenimente și întâlniri la București. Pe de o parte a fost adunarea generală a asociațiilor municipiilor din România, unde au participat primarii de municipii, reședință de județ și de municipii din întreaga țară. Și s-au luat o serie de decizii formale, dar și de viitor. A fost gala Asociației Municipiilor, unde și municipiul Piatra Neamț a luat un premiu și am să vă împărtășesc. Ați luat premiu? Am luat și noi un premiu. Pentru ce ați luat premiu? Pentru proiectele pe partea de eficiență energetică. Și dacă tot vorbim despre un premiu, trebuie să anunț că am semnat și alte noi contracte pe PNRR, tot pe partea de eficiență energetică, atât pe ceea ce înseamnă clădiri publice, cât și pe clădiri rezidențiale. Deci patru proiecte în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei. Se întâmplă lucruri bune. De asemenea, am avut discuții cu primarii din țară pe diverse situații și spețe administrative. Nu vă ascund că, având în vedere provocările prin care trecem la nivel local, în Consiliul Local, în mod special, și având totodată parte de prezența premierului și a președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, precum și a președintelui Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, care este și președintele PSD, am profitat, de fapt am fost încurajat de discursurile pe care le-au avut în cadrul plenului Adunării Generale a Asociației Municipiilor, discursuri care au făcut apel la colaborare locală în folosul comunității, pentru că până la urmă primăriile, administrațiile publice locale sunt motorul dezvoltării locale și într-un puzzle mai mare, bineînțeles, sunt motorul dezvoltării la nivel național. Motiv pentru care, având în vedere contextul și situația politică națională și nevoia de a exista o colaborare axată pe proiecte prioritare și pe consens politic, au făcut un apel la discernământ și colaborare inclusiv la nivel local, bineînțeles acceptând în continuare ideea că în politică este întotdeauna nevoie și de o competiție, dar această competiție să fie dusă într-o zonă a progresului, a orientării spre viitor, a o competiție constructivă, ca să spunem așa.
Și în urma acestor discursuri, pe care le apreciez sincer pentru felul în care au fost redate și inspirația pe care au încercat să o insufle primarilor prezenți, am considerat că este de datoria mea să readuc la cunoștință criza Telegondolei din Piatra Neamț, unde numai consens și dialog nu există. Și am primit și am explicat ceva de genul următor. Telegondola reprezintă singura investiție majoră din Piatra Neamț din ultimii 20 de ani. Nu există alta de asemenea învergură și este plătită aproape în integralitate. Aici aș mai spune că dacă ar fi să socotesc eu, aș zice că de pe urma primarului Ștefan a mai rămas o investiție interesantă, cu care probabil că va rămâne cu adevărat în istoria arhitectonică a orașului, sau mă rog, acea trecere, nu, Molforum Center este un dezastru. Cuieșdiul. Trecerea peste Cuiești dintre... Sigur că da. Care, și de ce să nu spunem, chiar dacă este un dezastru la construcție, și dar cu nu se ridică la pietonalul, valoarea... și pietonalul din fața primăriei, chiar dacă... Da. Da. Pietonalul din fața primăriei este o investiție pe bani europeni. A vorbit din, a fost de banii, din banii, în sensul ăsta, pe, da. Pe banii plătiți din taxele și impozitele pietrenilor. Și asta, da. Suntem pe punctul de a încheia plățile pentru a achita această investiție. Am acordat, am alocat toți banii necesari în buget pentru a acoperi aceste valori. Deci le-am explicat că nu le cer bani, le cer doar implicare spre soluționarea problemei și măcar să ne sprijine în sensul de a ne așeza la aceeași masă și a discuta și a căuta soluții împreună. Pentru că avem această responsabilitate comună ca toți actorii prezenți în Consiliul Local să găsească soluții care să eficientizeze sau să rezolve această problemă. Și am primit promisiunea că se vor implica pentru a avea această, măcar, negociere și la discuție. În ce sens se va implica? Eu presupun că vor fi contactați domnii și doamnele consilieri locali din partea PSD pentru a veni la discuții și a căuta soluții pentru a rezolva criza Telegondolei. Dacă vin domnii și doamnele de la PSD, sunt convins că se vor alătura și domnii consilieri de la PMP. Deci, din câte înțeleg eu, domnul Ciolacu a spus ceva de genul, domne, sau m-a dat de înțeles, este ok să nu fii de acord cu aceleași, să nu ai aceleași opinii, dar măcar, absolut, măcar stai la discuții și cauți o soluție sau ceva de genul ăsta. Da, nu trebuie, nu sunt genul care să am nevoie de susținerea unei singure idei. Eu nu am găsit alta mai eficientă, dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși pentru a rezolva această criză să apelăm la alte soluții. Sunt binevenite alte soluții, dar pentru a le găsi trebuie să le discutăm mai întâi. Ori noi, din septembrie, de pe 27 august, mai precis, când aveam prima întâlnire stabilită cu reprezentanții PSD și PMP, întâlnire pe care nu au onorat-o, de atunci și până pe 7 octombrie am încercat toate căile posibile pentru a stimula și a crea acest cadru de dialog. Nu l-am găsit, motiv pentru care de pe 7 octombrie am început ieșirile publice pe acest subiect. Eu până atunci nu am făcut-o sub nicio formă. Tocmai pentru a nu escalada într-o direcție cu tentă de conflict această dezbatere publică. Am înțeles. Bun, deci una peste alta, la București lucrurile au fost ok din punctul dumneavoastră de vedere. Dar, eu zic că din toate punctele de vedere. Așa. Acum eu vă întreb altceva. Cum a fost recepționată în spiritul sărbătorilor rămânerea noastră la porțile Schengen? Nu mai spun cum. Din punctul meu de vedere... La nivelul acela al primarilor, da, și al celor care au venit acolo. Adică bănuiesc că nimeni n-a ignorat subiectul. Sigur, a fost un subiect abordat și de primari și de reprezentanții guvernului și ai parlamentului.
E un subiect destul de dureros, pentru că, evident, în această perioadă chiar ne așteptam să fim acceptați în Schengen. Dar până la urmă, și aici în special, a subliniat foarte bine domnul președinte al Asociației Municipiilor, primarul Clujului, Emil Boc, a subliniat foarte bine că până la urmă Uniunea Europeană este formată din 27 de state și noi am primit un vot negativ doar din partea unui stat. Trebuie să acceptăm că Uniunea Europeană, principiile și valorile Uniunii Europene merg mai departe și trebuie să rămânem un stat pro-european în care să înțelegem poate abordarea cumva greșită a Austriei, pentru că ei pur și simplu au interpretat subiectiv, au avut o interpretare subiectivă și s-au răzbunat pe România pentru problemele care nu au fost în stare să le rezolve chiar ei intern. Dar proiectele și banii europeni care vin în România sunt principala sursă de dezvoltare a acestei țări. Domnul primar, de acord cu dumneavoastră că sunt 27 de țări, da? Că Austria, aveți, Doamne, așa. Dar s-au purtat mârlănește. Da. S-au purtat mârlănește. Prin reprezentanții aleși în momentul de față, cei care sunt la putere astăzi. Din punctul meu de vedere este greșit să generalizăm și să acuzăm o țară întreagă pentru irresponsabilitatea unui decident. Deși tot anul acesta, ei prin acel decident, la nivel global, ne-au făcut o țară întreagă să stăm în genunchi. Știu. Nu, vreau să fac o comparație, că până la urmă întregul popor rus, de exemplu, are de suferit pentru deciziile irresponsabile ale unui dictator nesăbuit. Mi se pare cumva logic și un tratament egal să noi românii să fim supărați pe întregul popor austriac pentru felul în care niște decidenți au ales să sancționeze și să taxeze România. Este nejustificat acest refuz, dar noi trebuie să mergem mai departe, consecvent, și să încercăm să fim mai convingători data viitoare. Asta este părerea mea. Până trecem la subiectul următor, vreau să dau primul. Sigur. Și să încercăm primul să premiu. Primul premiu merge spre doamna domnișoara Isaac Alina Elena, văd. O sugestie. S-ar putea da muzica mai încet în parc, măcar la amiază? Spun asta pentru că atunci parcul este ferventat de părinți cu copilași în cărucioare și pensionari, care nu sunt așa de doritori de decibeli. O spun din propria experiență. Cei care au primesc asemenea invitații sunt așteptați la redacție la noi și le primesc, de exemplu, doamna Alina va avea un card de acces în data, pentru data de 16-12. Acolo e pe tururi, se intră pe tururi și poate intra la ora care este pe card. Dacă nu, putem discuta și alte ore, vedem cum rezolvăm. O felicit pe doamna Isaac pentru premiul câștigat și mulțumesc pentru sugestia făcută. Le voi transmite colegilor care gestionează evenimentul Piatra lui Crăciun și eu cred că e posibil această diminuare a volumului. Sunt sugestii ale unor cetățeni care mie îmi place. Sigur. Că au intervenit de ieri, doamna Alina, de când am anunțat emisiunea. A pus pe grup ca să putem discuta. Acum că tot am ajuns la subiectul ăsta, cum sunteți mulțumit de impactul acestui parc tematic, că eu nu-i spun, e un fel de parc tematic acolo, de Crăciun? Cum e, nu discut despre bradul de sus, că vreau să rămânem în spiritul Crăciunului. Vreau să rămânem în spiritul Crăciunului în parcul de jos. Bun. Deci cum sunteți de mulțumit? Trebuie să vă spun că întotdeauna mi-am dorit să petrecem și eu consider că sărbătorile de iarnă, mai ales pentru noi românii, încep de pe 1 decembrie, dacă nu chiar odată cu
ocrotitorul României, Sfântul Apostol Andrei, de pe 30 noiembrie. Dar anul acesta am fost puși în fața unei situații neprevăzute. Adesea se întâmplă și o vorbă românească care spune că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Ei bine, așa s-a întâmplat și vara aceasta, când planul inițial era să organizăm acest eveniment, Târgul de Crăciun la Piatra Neamț, în parteneriat cu o altă instituție. Ceva nu a funcționat și a trebuit să ne repliem. Trebuie să acceptăm că un astfel de eveniment, de această anvergură, necesită o pregătire prealabilă de cel puțin 3 luni, dar ideal ar fi 6 luni, minim 6 luni, pentru a pune la punct toate detaliile și a avea timp suficient pentru a derula toate procedurile administrative necesare, de la achiziții, realizare, concept, strategie de promovare și așa mai departe. Noi am avut doar 30 de zile pentru pregătirea acestui eveniment din cauza acelor lucruri care nu au mers bine anterior și care n-am de gând să învinovățesc pe cineva, nu e neapărat un responsabil. Așa s-au întâmplat lucrurile. Nu este neapărat un responsabil. Sunt mai mulți iresponsabili. Da, este clară situația. Cred că dacă mă întrebați, eu pot să vă spun, da, ca să rămânem în atmosfera sărbătorilor, propunerea mea este să vă spun concret, pentru a pregăti acest târg și a-l gestiona în regie proprie, adică pe cheltuiala primăriei, pe logistica pusă la dispoziție exclusiv de Primăria Piatra Neamț, nu am avut decât o cale. Să alocăm banii necesari pentru pregătirea evenimentului de la finalul lunii ianuarie. Am pus în buget capitol distinct pentru acest eveniment și după ce am aprobat acest proiect și parteneriatul, noi nu aveam efectiv timp pentru a derula toate achizițiile necesare. În felul acesta am agreat un parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, căreia îi mulțumesc pentru adaptarea rapidă și plierea pe nevoile acestui eveniment. Din punctul meu de vedere, totul a mers foarte bine, ținând cont de timpul extrem de scurt. Și părerea mea este că atât amenajarea, cât și felul în care este organizat târgul, mulțumește pe cea mai mare parte a pietrenilor. Din feedback-ul real pe care l-am primit atât în zona parcului, în zona de desfășurare a evenimentului, cât și pe rețelele de socializare. Da, o să mai dau o invitație. Nu știu cine e persoana, dar dânsul se știe că are un nume pe aici, Brahnabul, nu contează. Da, apropo de puntea de la Strand. Întreabă ce se va întâmpla cu puntea de la Strand, având în vedere că au fost 5... E în derulare a cincea... Sau, mă rog, 4 și e în derulare, da, a cincea. Știu că este cel puțin un înscris. În momentul de față nu pot să știu dacă acel înscris a și depus ofertă sau are intenția de a depune această ofertă. Probabil are cel puțin intenția de a depune această ofertă. Am rugat colegii să prelungească termenul licitației. Nu am acum datele la mine, dar dacă este nevoie, colegii poate fie în comentarii. Important este să știm cum stăm în momentul ăsta. Am actualizat valoarea, am rugat colegii să evalueze foarte clar care sunt costurile reale în momentul de față și dacă este ceva care nu este suficient de acoperitor să găsim soluții să suplimentăm bugetul pentru această investiție și cred că a crescut valoarea lucrărilor cu undeva la 60-70%. Așa de mult? Da, da. Văzând că am organizat 4 licitații și nu s-a prezentat, n-am avut nicio ofertă, considerăm că avem nevoie de această punte și eu vreau să fie gata puntea până la 1 iunie. Da, la deschid, mă rog, în sezon, la începutul, mă rog, exact. În sezon. Din punctul meu de vedere, un executant bun poate să facă această lucrare în acest interval de timp. Da, asta este foarte bine. O să rog colegii care pot intra pe site și să vadă comentariile. La mine se întâmplă ceva și nu reușesc să văd
comentariile toate. Dacă poate să-mi listeze cineva comentariile, să mi le aducă în emisiune, ar fi foarte bine. Una peste alta, domnul primar, tot primesc apropo de Schengen, că este un subiect la ordinea zilei. Apropo de Schengen, aici o să ies și eu un pic din spiritul Crăciunului și o să spun că, sau o să intru în spiritul Crăciunului, nu știu, pentru români, și o să spun că tovarășul acela care conduce Austria pe post de cancelar, partidul lui este un partid cu rădăcini istorice, dacă vorbim așa un pic. Este un partid care ne duce până spre perioada de al doilea război mondial, și nu? Înainte. Chiar de dinainte. Chiar de dinainte. Am avut acolo oameni foarte interesanți, gen Kurt Waldheim și alții. Nu mai vorbim de pozițiile publice ale lor care aduc puțin cu acel salut cu mâna înainte. Adică să fim cinstiți, haideți să o spunem pe aia dreaptă, Uniunea Europeană, așa cum este acum ea, n-are treabă cu niște valori democratice în totalitatea ei. Noi, cei din lumea a doua a Uniunii Europene, suntem puși să respectăm valorile democratice, hotărârile Uniunii Europene. Noi suntem tâmpiții care nu ne exploatăm bogățiile ca să facem energie. Noi suntem deștepții, ei n-au niciun fel de jenă. Adică, știți, da, ați respectat voi acolo, dar noi nu suntem protejați. Păi tu ești în inima Europei. O țară minusculă, minusculă, căruia i-am cedat politic și economic tot ce au vrut ei, că ne-au șantajat tot timpul. Și dacă nu o spune președintele și foștii președinți, o putem spune noi ziariștii. Ne-au șantajat economic și politic tot timpul, dar ei n-au recunoscut niciodată rolul lor în al doilea război mondial și crimele înfăptuite de oameni din Austria, inclusiv de tovarășul acela care îl chema parcă Adolf Hitler și care e din Austria. Și atunci noi, în momentul ăsta, nu mi se pare că e normal să le mai suportăm grofăierile. De la grofi. Supărarea pe decidenții care au blocat accesul României în Schengen este foarte justificată. Mai ales că, într-adevăr, vorbim despre un partid cu tendințe extremiste. Părerea mea este că tocmai faptul că nu conștientizăm importanța valorilor europene și nu le promovăm suficient de mult a dus la creșterea fenomenului extremist în întreaga Europa. Uitați-vă ce se întâmplă în Italia, uitați-vă ce se întâmplă în statele nordice, unde, într-adevăr, fenomenul extremist și nu numai. În aproape toate țările europei avem această problemă. Să nu uităm de Brexitul recent, care, tocmai din cauza felului în care se vorbea despre ineficiența Uniunii Europene, despre valul migraționist, despre tot felul de vulnerabilități, fără a pune în balanță și succesele pe care Uniunea Europeană le aduce și felul în care sunt promovate programele europene și finanțările venite din zona bugetului central al Uniunii Europene. Iată că acesta este riscul, când nu spunem suficient de mult despre beneficiul valorilor și al programelor pe care le finanțează Uniunea Europeană, riscul este să ajungă la putere partide extremiste și să ne confruntăm cu astfel de situații precum cele din Austria în momentul de față. Poate ar trebui să vorbim totuși și despre reacția președintelui austriac, care a sancționat public blocarea României de către prin dreptul de veto, prin votul Austriei. Eu vorbesc despre reacția președintelui României, o să vorbesc nu astăzi, că rămân în spiritul Crăciunului, și despre intervenția președintelui României. Da, mă rog, domnul Brahma ne roagă să dăm invitația altcuiva, el este plecat în concediu, o să vă rog pe dumneavoastră să dați invitația altcuiva, să vină cineva în numele dumneavoastră, că ați câștigat-o. O altă invitație pe care o dau, și uite cum vin, așa de frumoase sunt întrebările astea, pentru că
ele generează subiecte. Și uite, doamna Jolie Bell. O salutăm cu respect. O salutăm. Domnule primar, folosiți transportul în comun? De ce? Sau de ce nu? Completez eu. Invitația este a dumneavoastră, aș vă aștept cu nerăbdare la redacție. Mi-am propus de foarte multă vreme să am o zi pe săptămână în care folosesc transportul în comun. N-am reușit încă să implementez asta, dar am avut cel puțin în ultimul an vreo 3 deplasări cu mijloacele de transport în comun, tocmai pentru a verifica care este situația. Părerea mea este că astăzi este un pic mai bine, în sensul în care avem niște autobuze care se prezintă într-o manieră mai decentă decât serviciul de transport public pe care îl aveam anterior, oferit prin o serie de microbuze care nici nu respectau un program anume, nici nu erau în permanență curate. Eu consider că sunt progrese. Am și nemulțumiri mari referitoare la ceea ce, la cum funcționează transportul public, pentru că este mai bine de un an de când am oferit echipe, oameni pregătiți să ajute societatea Troleibuzu cu integrarea unor aplicații și a unor soluții inteligente prin care oamenii să afle din casă unde este autobuzul, în cât timp să iasă din casă pentru a prinde autobuzul în stație și am aștepta 30 de minute, 40 de minute acolo, în frig, în ploaie, în vânt, și să știe cât timp îi ia până ajunge la destinație. Există astfel de soluții și sunt atât de simplu de accesat. Până nu am pus condiții în noul contract, și aici au fost, pe de o parte, o serie de discuții destul de constructive în cadrul ședințelor Radio Europe Trans, dar și în afara acestor ședințe, acolo am pus condiții să avem astfel de soluții implementate pe toate autobuzele societății Troleibuzul într-un calendar asumat de maxim un an. Adică, în primele luni trebuie să acopere, dacă nu mă înșel, 20-25% dintre autobuze cu astfel de soluții, în așa fel încât oamenii, altfel nu plătim compensație la nivelul stabilit. Este singura noastră condiție. Am aflat că și la începutul acestei săptămâni m-am auzit cu și m-am întâlnit cu domnul director al societății. Se lucrează la implementarea acestor soluții, dar nu sunt pe deplin mulțumit de ei. Da. Din ianuarie vom avea încă și avem încă o veste bună, vin autobuzele electrice. Nu știu cât de pregătiți suntem cu infrastructura de încărcare, pentru că pentru a putea folosi autobuzele E cam bancul ăla cu nebun, nu știu dacă știți. Și că directorul de la o casă de nebun îi aduce pe nebuni și este pentru că ați fost cu minți și v-am construit o piscină în curte, aveți platformă, puteți să o folosiți și dacă o să fiți și mai cu minți, vă pun și apă. Deci, avem autobuzele, putem să facem o chestie, dar nu știu dacă avem unde să le încărcăm. Ce ne-a promis domnul director, că acum intră în execuție amenajarea stațiilor de încărcare lentă din cadrul bazei SC Troleibuzu. Dar mai avem niște stații de încărcare rapidă care trebuie instalate pe traseu, tocmai pentru a face ca aceste autobuze să funcționeze pe întreg parcursul zilei, că altfel, la un moment dat, va trebui să le lași la încărcat în autobază. Una peste alta, pentru că suntem într-o atmosferă de sărbătoare, haideți să ne încărcăm cu speranță că aceste lucruri se întâmplă și din mers vom rezolva și problemele care apar. Da, vă spun eu că o să mai fac genul ăsta de emisiuni. De exemplu, Gociu Coca, cred. Domnule primar, în același idee cu doamna dinainte, dumneavoastră mergeți pe jos pe trotuarele din Piatra Neamț? Foarte mult.
Și vă rog, dincolo să, vă rog să dezvoltați. Dincolo de... Deci, a patra. Trebuie să ne uităm la care este vechimea acestor trotuare. Cred că toată lumea este de acord că ritmul în care se lucrează astăzi în Piatra Neamț este unul destul de alert. Sunt numeroase șantiere, peste 60 de șantiere active astăzi în tot orașul. Asta înseamnă că orașul nostru se modernizează. Se fac drumuri, se fac trotuare, se fac poduri, punți pietonale, unele se demolează, altele se construiesc noi, altele se consolidează, se repară, sunt reparații capitale în școli, în parcuri, spații verzi, locuri de joacă. Chiar astăzi, zilele acestea, se finalizează al treilea loc de joacă pentru anul acesta. Nu putem să ne supărăm că se lucrează și că avem un calendar prin care să remediem inclusiv trotuarele care astăzi nu ne dau deloc satisfacție. Presupun că marea majoritate a supărărilor tuturor pietrenilor legate de trotuare din Piatra Neamț se referă la aceste trotuare din zona centrală. Nu numai. Nu numai. Haideți să ne uităm și la trotuarele care se fac. De exemplu, bine, nimeni nu spune că ce se face nou nu e mai. S-au finalizat trotuarele de pe tronsonul 9 Mai Dimitrie Leonida și arată modern. Lucrările arată foarte bine. La fel, sunt într-un stadiu avansat și cele de pe Calea Romanului. Până la finalul anului viitor, și Bulevardul Traian și Decebal vor avea trotuare noi, moderne, cu piste pentru bicicliști, așa cum se cade să fie într-un oraș european. Da. Deci... Și vom folosi pentru a îmbunătăți starea trotuarelor de pe străzile laterale, vom folosi pavelele și bordurile care se asta vreau eu să vă întreb ca să pot să merg și eu la... Lucrăm acum la un proiect și nu am niciun secret, nu fac niciun secret din asta, pentru că eu consider că dezvoltarea locală nu trebuie să se încadreze în niște granițe geografice ale municipiului reședință de județ, dacă ne referim la Piatra Neamț. Și sunt atât de multe lucrări astăzi încât e foarte greu să ai capacitatea să reutilizezi toate pavelele și bordurile din oraș care se scot din orașul Piatra Neamț doar în lucrările de reparații de pe trotuarele din Piatra Neamț. Și acum lucrăm la un proiect de hotărâre prin care să sprijinim și UAT-urile din zona metropolitană, Piatra Neamț, să sprijinim în sensul unei dezvoltări similare, să beneficieze să poată folosi aceste pavele și borduri. De exemplu, 50% se utilizează strict, minim 50% la lucrări din Piatra Neamț, da, restul în baza solicitărilor venite din UAT-urile învecinate să meargă către comunele învecinate. Tot primesc. Uite, nici nu știu. O să mărim numărul de invitații. Găsesc o soluție și o să mergem. Dar aș vrea să amintesc cât mai multe dintre intervenții. Domnule primar, eu nu spun în sensul care spune de ce nu faceți nimic. Ce faceți sau ce vă gândiți să faceți pentru copiii care aduc faimă orașului în sport? În momentul de față, avem un proiect prin care premiem performanța, atât în sport cât și în... Punem deoparte invitația. Premiem performanța în educație și pe toate laturile pe care performează copiii cu 3.000 de lei. Vom extinde acest gen de exemplu, ieri a fost gala sportului nemțean. Participăm și sprijinim orice demers prin care încurajăm și premiem performanța. Cred că întrebarea, nu zic că nu se poate face mai mult. Cred că întrebarea se referă, sau mă rog, intervenția se referă la o chestiune nu neapărat punctuală.
De genul, dăm niște bani la niște copii care câștigă o medalie sau nu știu ce. Probabil că întrebarea, sau eu aș vrea să cred că întrebarea se referă la o chestiune de sistem, de a găsi o soluție ca acești tineri să aibă unde să se pregătească, să poată să se pregătească, să nu se ducă la sala sporturilor cea mică și să fie frig iarna, să nu se ducă la sala sporturilor cea mare și să plouă în timpul unei competiții internaționale și să trebuiască să pună o prelată ca să, deci, sau celebri administratori de acolo, să, chiar dacă li s-a adus instalație de sonorizare, să nu poată să pună imnul unei țări într-o competiție interțări unde, cum să vă spun, lucrul ăsta este obligatoriu. Adică, probabil s-a gândit la ceva de genul ăsta, poate chiar la ceva mai mult. Adică, eu nu mai știu acum sala sporturilor asta mică. Este la un club sportiv, dacă nu mă înșel. Nu știu, poate trebuie găsit o soluție de colaborare. Nu știu. Poate un club al municipalității în viitor. Știți că am mai discutat problema asta. Deci bănuiesc în sensul acesta. Anul dar... viitor vom dubla cel puțin bugetul alocat pentru finanțarea sportului de performanță și pentru încurajarea sportului de masă. Ca noutate, pentru bugetul de anul viitor, vom pune bani pentru reproiectarea acoperișului la sala polivalentă, pentru că am încercat toate soluțiile pentru repararea acestuia. Acea din, de la ieșire. Da. Și asta este situația. Se pare că am epuizat toate soluțiile de compromis pentru a repara și petici, cum se spune, acoperișul existent. Se pare că niciuna dintre aceste soluții nu s-a dovedit a fi eficientă, motiv pentru care înțelegem că problema este una care nu poate fi rezolvată decât prin înlocuirea acoperișului existent. Da, pentru că te faci de râs. Sunt oameni care aduc competiții cu eforturi deosebite. Adică să mențină Piatra Neamț într-un circuit. Și știți la ce competiție mă refer, că a fost în vară. Ei, și când vii acolo, ba, nu curge că plouă și te rogi la Dumnezeu să nu ploaie în timpul... Păi sunt evenimente care le organizăm și noi acolo și încercăm pe cât posibil să verificăm prognozele meteo cum vor. Adică este... Asta merită o invitație pentru dumneavoastră. Nu, asta este realitatea. Știu. Și probabil că trebuie să găsiți și niște administratori. Asta nu este una foarte veche, dar... Trebuie să găsiți și niște administratori. Să știți că nu neapărat administratorii sunt problema. Situația e una din vechime... Nu vă ascund că la momentul în care am preluat mandatul erau pierderi de 50.000 de lei pe săptămână, dacă nu mă înșel, la instalațiile termice și sanitare. Da. O să mai dăm niște invitații, găsim soluții. O să rog pe colegii care se ocupă să găsească soluții pentru mai multe invitații. Și dacă vreau nu să dau așa. Dăm noi invitații la Târgul de Crăciun de la Piatra. Asta o discutăm imediat pentru o altă emisiune. Sau la concertul deci, de săptămâna viitoare. Da, primesc acum niște mesaje interesante. Gianina, se știe. Eu aș vrea să știu acei stâlpi care aveau cablurile de la troleibuz rămân veșnic acolo? Consolele. Consolele. Nu, consolele vor fi demontate, ele aparțin Consiliului Județean, din câte știu, nu sunt ale primăriei. Eu regret foarte mult că am ajuns prea târziu pentru a mai opri demontarea cablurilor rețelelor de troleibuz. Mi se pare criminal gestul să dezafectezi una dintre cele mai noi rețele de troleibuz din țară. O rețea perfect funcțională, doar din concepția că troleibuzele care funcționau pe atunci la societatea Troleibuzul sunt depășite, erau depășite. Din punctul meu de vedere, este cel mai eficient mijloc de transport public. Și există... Este un mijloc de transport eficient. Da, exact. Nu știm cât e de adaptare la realităților noastre, dar exista. Acum
Nu avem cum să îndreptăm răul făcut. Aceste console, într-adevăr, nu mai sunt deloc estetice, dar părerea mea este că ele ar trebui ținute în conservare și reactualizat proiectul tehnic și poate inițiat unul nou chiar pe fonduri, pe fonduri europene. Acum depinde cine îl poate iniția. Aici e clar că nu se poate întâmpla peste noapte. E nevoie de cooperare instituțională, așa cum spuneau și președinții celor două mari partide. Cooperare instituțională pe care nu pot să zic că mă pot baza astăzi, dar trebuie să construim în această direcție și eu cred că într-un viitor apropiat această colaborare va exista și vom putea iniția un astfel de proiect. Mie mi se pare firesc ca societatea Troleibuzul să fie una în care primăria, să aibă un cuvânt mai greu de spus. În momentul de față nu o aveam. E o anomalie ca societatea de transport public dintr-un oraș să aparțină Consiliului Județean și Consiliul Județean să vrea să încurce primăria. Da. O să dăm o invitație și domnului Dascălu, care este un aprig contestatar al dumneavoastră. Primim orice critică și o abordăm constructiv. Eu o să extrag de aici adică problemele, o să lăsăm deoparte adjectivele. Vreau să-l întreb pe domnul primar Carabelea dacă se vor pune beculețe și ornamente de Crăciun și în cartierele din Piatra Neamț. Pentru că toți locuitorii și cei din Precista, Mărăței și Dărmănești sunt la fel de plătitori de taxe și impozite locale. Situația stă în felul următor. În momentul de față, beculețele care s-au amplasat în zona centrului sunt cele achiziționate în mandatul meu, mai precis anul trecut. Toate celelalte instalații luminoase din anii anteriori au, fie nu funcționează în integralitate, fie au fragmente, au segmente care nu se aprind. Și ar fi fost fie ridicol, fie interpretat în diverse forme și nu ar fi mulțumit pe nimeni să instalăm acele beculețe doar de dragul de a le pune. Părerea mea este că trebuie să ținem la aspectul pe care îl facem și din punctul meu de vedere, centrul orașului este al tuturor locuitorilor săi. Și în centrul orașului poate să ajungă orice pietrean își dorește asta. Eu regret că nu am reușit anul acesta să achiziționăm alte echipamente luminoase, dar trebuie să ne aducem aminte și am să încerc să dau într-o formă cât mai în ton cu sărbătorile. Subiectele de genul acesta, când vrei să faci o achiziție pe echipamente luminoase pentru iluminat festiv, de exemplu, au iscat foarte multe dezbateri și acum 2 ani și anul acesta în momentul în care am inițiat bugetul local. Că de ce aruncăm banii pe fereastră, că nu e bine, că nu e util, că avem alte lucruri mai importante de făcut. Acum, când suntem puși în fața faptului împlinit și am mai fi avut nevoie de multe echipamente luminoase pentru a reuși să împodobim tot orașul, așa cum mi-aș fi dorit și eu și mi-ar fi plăcut și mie, nu am avut cu ce să facem asta. Mai mult decât atât, trecem printr-una dintre cele mai complexe crize, și anume criza energetică. E o criză care vine la pachet cu altele, într-una dintre cele mai complicate perioade din istorie de după cel de-al doilea război mondial. E cazul să fim echilibrați, ponderați în orice cheltuială și orice consum exagerat. Până la urmă, cred că este important să mergem pe calitate și nu pe cantitate și de asta am ales să concentrăm totul și să facem o zonă spectaculoasă în oraș care să mulțumească pe toată lumea, pe toți cei care vor să accepte invitația de a participa acolo, pentru că altfel nu am fi reușit să mulțumim pe nimeni. Da, ne oprim aici cu mesajele, că se apropie și emisiunea de final.
Din punct de vedere al sărbătorilor, știu că sunteți implicați ca instituție și într-un concert caritabil, spuneați. Acolo nu mă implică instituție, ci ca, ca om. Persoană? E pe persoană fizică și nu e un eveniment pe care îl organizez de unul singur, ci cu o întreagă echipă de voluntari, oameni foarte dedicați, care au identificat și o cauză, și anume să susținem, să sprijinim financiar o serie de copii cu abilități și cu rezultate remarcabile la educație, dar care nu au neapărat o condiție materială foarte bună în, în familiile lor. Și am decis împreună să organizăm un concert în tonul sărbătorilor, cu colinde, cu artiști recunoscuți la nivel național și internațional. La cinematograful Mâna Mur. Concertul va avea loc săptămâna viitoare, joi 22 decembrie. Încă mai sunt câteva bilete. Vă invit pe toți să, să le căutați pe eventbook.ro sau la Cinema Mâna Mur. Eu am epuizat tot ce ne-am propus. Cât e intrarea? Intrarea este 100 de lei. Și banii se vor duce spre să copii. Spun că toți banii din bilete vor merge către acești copii. Cazurile vor fi prezentate de cele trei organizații care și-au asumat calitatea de organizator formal și informal a acestui eveniment. Asociația Saint Civic, Rock a Bike și Tânăr și Liber. Și le mulțumesc pentru implicare tuturor voluntarilor și pentru mobilizare, bineînțeles. Este de asemenea un eveniment pregătit într-un timp foarte scurt, dar lucrurile decurg foarte bine. Deja mai mult de 60% dintre bilete s-au cumpărat și sunt foarte mulți pietreni care întreabă de unde pot cumpăra bilete, deci am convingerea că evenimentul se va desfășura cu casele închise. Asta este foarte bine pentru că toți copiii talentați merită sprijiniți. Va fi o atmosferă extraordinară. Concertul a fost practic, a avut premiera ieri la Botoșani, unde artiștii alături de acompaniați de Orchestra Filarmonicii din Botoșani au făcut un spectacol de zile mari și sunt convins că va ieși la fel de bine, cel puțin și la Piatra Neamț. Eu aș vrea ca să avem asemenea evenimente în fiecare lună pentru a sprijini copiii talentați, nu numai de sărbători. Poate se gândește cineva la acest gen de manifestări, tot din zona aceasta a organizațiilor non-guvernamentale, pentru că se pot găsi tot felul de pretexte și tot felul de modalități de a face așa ceva. Ne oprim aici. Dați-mi voie, înainte de a ne opri, să adresez și eu un mesaj de sărbători celor care vă urmăresc și ne-au urmărit în această dimineață. Vă doresc tuturor sărbători fericite, liniștite, binecuvântate, alături de cei dragi acasă, cu multă sănătate, bucurie, cu daruri alese, cu mâncăruri alese și cu multă voie bună. Și să ne vedem sănătoși la trecerea dintre ani în centrul orașului, unde vrem să facem un spectacol cel puțin la fel de reușit ca cel de la începutul acestui an. Să pășim un nou an cu optimism, cu încredere, cu speranță și Doamne ajută să fie un an mai bun. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Să fie cum spuneți dumneavoastră. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cei pe care i-am amintit pot veni să ridice invitațiile până astăzi la ora, să spunem, 15, dacă nu luni, până la ora 16, de la ora 8:30 dimineața. Se poate și mai devreme, dar de la 8:30 începem emisiunea. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumim și celor de la satului Moș Crăciun pentru colaborare, mulțumim și primarului și în special mulțumesc tuturor celor care au trimis mesaje. Chiar pe toate n-am putut să le premiem, dar vom încerca să facem o selecție a celor care sunt cu probleme, să le transmitem mai departe. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Sperăm să rămânem tot în acest spirit al Crăciunului. Numai bine!